Vindeam tartinele pe care mi-le dădea bunica. În cazul în care nu se ajungeau la unii colegi, le tăiam cu regla în jumătate. Facem așa, cu un bănuț. Câștigul era jos. Da, bucurie! Îți vine în cap tot ce-ai trecut tu! Sărăcia, dacă ar putea fi o rușine. Desigur că nu. Toți vrem să fim bogați. Noi toți vrem să trăim mai bine. Sunt multe drumuri deschise. Care vrea să lucreze, lucrează. Poate să-și procure o mașină și un apartament. Are libertate peste tot. Dreptul nu. Cărărușă, cărărușă. Du-mă drept până la ușă, du-mă drept până la ușă. Mă numesc Bobana Caterina, am 22 de ani, învăț la AMTAB, la specialitatea violoncea. Sunt Daniela Secinski, sunt fondatoarea companiei Proactive și expertă în finanțe personale. Mă numesc Ionita Elizaveta, pensionară, locuiesc în Chișinău, sectorul Ciocana. Sunt Viorica Cojocar, din orașul Iowa. Am 43 de ani, am lucrat mulți ani în Italia ca badante și după cam vreo 8 ani, 9 să zicem, am revenit acasă în țară. Și că peste ani am câștigat 4 milioane de lei. Mă numesc Alexandru Donos, sunt psiholog, de 14 ani sunt în domeniul social, curat și până atunci încă mai activam și în calitate de voluntar. Au fost ani când n-aveam ce mânca. Au fost zile când mama cumpăra pe zi două pâini, cum erau înainte, chirpic. Le împărțăm patru, că noi eram trei copii și mama. Mama ne-a crescut singură. Și la fiecare câte o bucată de pâine, toată ziua, pentru că eu n-avea. Dar așa am crescut, cu greutăți foarte mari. În familie noi nu aveam bani la vedere sau mulți bani, nu am fost obișnuiți cu sume, nici cu abundența financiară, să știu că părinții sunt bogați. În schimb, mama totdeauna ne spunea un lucru. Uite-te, Daniela, noi poate nu avem bani, dar noi suntem bogați pentru că avem ce mânca. Și noi niciodată nu smurim de foame. Respectiv, eu m-am simțit întotdeauna bogată prin faptul că am mâncare pe masă. Deci așa mesaj mi s-a transmis. Pot să-mi spun că foarte bine înțelegem și înțeleg, continuu să înțeleg problemele, nevoile oamenilor, pentru că am trecut și eu în copilărie din anumite încercări. Și de ce prețul banului și cam tematica despre care noi vorbim astăzi o cunosc. Și asta îmi permite mie cumva și să-mi exercit cu demnitate atribuțiile de serviciu. În familia mea, situația financiară, n-aș spune că a fost greu, ori a fost un dificil, știi așa. Am apucat cu părinții totdeauna să stărâiu ca în casă să aibă copii, tot timpul. N-aș spune că a fost așa de greu pe vremurile când noi s-o cotem, că atunci așa trebuie să fie, bă, cred că. Depinde de la om la om, depinde, eu s-o cot. Pentru că am văzut așa că era tot timpul. Și de atât credem, poate toți au așa ca cum au avut părinții noștri grijă de noi. N-am suferit nevoia, sărășia. Am fost bine în vremurile și elea, când eram noi. Că nu știem altă ceva, cred că de atât nu ne părea, că e bine. Primii bani de buzunar mi-i dădea către tata, așa câte 10 lei pe zi, dar la un moment dat am deschis un mic business la școală. Vindeam tartinele pe care mi-le dădea bunica și în cazul în care nu se ajungeau la unii colegi, le tăiam cu regla în jumătate. Și că așa făceam singur bani de buzunar și cu banii pe care o făceam, mă duceam jos la bufet și îmi cumpăram, era un fel de inelușă cu ciocolată. Eu de când am început a lucra, eu n-am mai dus foame, eu n-am mai trăit cum trăiem, eu încet, încet am început să-mi cumpăr haine, nu eram măritată, aveam 17 ani, m-am dus la cules nuci. Pidea. M-am dus la într-un sat, la un moș de meu, știam că era sezonul de strâns nuci și se făcea bani buni. M-am dus acolo, am strâns, să înțelegeți eu de felul meu, sunt hapsână la lucru. Am strâns nucile și ele așa, mult am strâns. Ne-au dat 300-400 de lei, 400 ceva de lei pe nucile și ele, dar erau foarte mulți bani, foarte mulți bani erau pentru mine.
Socotiți, eu am 43 de ani și atunci avem 17 ani. Cu câți ani urmă eu am făcut așa mulți bani? M-am dus de bănicii, ne-am cumpărat o cămașă de jeans, care era la modă. Doamne, și eu în rând cu lumea. Și ne-am cumpărat o pereche de jeans și ne-am cumpărat o pereche de pantofi, de piele naturală, erau tot la modă. Pantofi și i-am purtat, cred că 15 ani de zile. Primii mei bani au fost legate de vânzarea anumitor produse agricole, când eram la Bunei, la nordul Moldovei, la Ocnița. Pe atunci mergeau mai multe trenuri și persoanele staționau mult timp în Ocnița, chiar o oră erau, două, și toți copiii, și nu doar, și vârstnicii, ieșau cu ce aveau atunci. Nu știu, de la prăsade, mere, până la miere. Avem tot timpul eu bani, pentru că tata meu e un frate, nu era căsătorit și tot timpul când vine, îi arunca cât ceva. Și de bomboane mâncam și altele de atâta. Eu n-am suferit nimic. Cât primeți de obicei? O rubă, două, trei? Nu, era pe atunci copiii. Atunci era 100 de grame de bomboane, costa 10 copiii. Prima sumă de bani am făcut-o cei mai mari, eu ne-am făcut-o. Tătă vara am strâns cireșe și am uscat și le-am vândut toamna. Și tatăl meu mi-a mai dat o rublă și ne-a cumpărat palton. 31 de ruble, cum era pe vremea aceea. Pentru mine bucăția nu înseamnă doar bani, dar relația cu banii oricum s-a creat în timp și din copilărie, pentru că mie îmi plăcea să strâng bani. Deci eu eram acel copil care 5 bănuți, 20 de bani, 1 leu, eu puneam sub covor. Asta era perna mea de siguranță, deci eu strângeam bani sub, deci nu sub covor, dar dacă știți, sub palas în casă și acolo eu mi-adunam economiile. Așa mă simțeam eu că am bani, voiam să adun. Când a fost acel moment când ai simțit că, uite, eu sunt sărac? Asta nu a fost în copilărie. Acest moment a fost când eu am venit la Chișinău. Eu nu aveam unde să trăiesc. Deci noi nu avem rude în Chișinău. Și am venit la facultate, trebuia să locuiesc undeva, pentru că peste o zi eram la facultate și eu nu aveam unde să trăiesc. O verișoară m-a primit cu ea să locuiesc doar 2 săptămâni. Dar gazda mă întreba în fiecare zi dacă îmi pleci, dacă nu-ți dă cămin. Și mie cămin tot nu-mi dădea. Respectiv, vroiam, deci mergeam pe străzile Chișinăului, vedeam niște clădiri din astea cu geamuri sparte și mă gândeam, ele erau cum să valorificate. Dă-mi mie 1 metru pătrat, atât eu să reușesc aici să-mi pun un pat și să dorm. Pentru că părinții poate mi-ar fi luat gazdă, dar eu înțelegeam că ar fi o povară financiară foarte mare. Tatăl meu lucra la Moscova, nu totdeauna îi se achita, mama e profesoară, nu erau bani disponibili ca mie să mi se achite gazdă. Respectiv, pe fundalul colegilor mei, eu eram săracă. Erau fete din Chișinău care veneau cu mașina, iar eu nu aveam unde să trăiesc. Nu vin dintr-o familie bogată. Noi am avut nevoie de bani și avem în continuare nevoie de bani. Mama, părinții încercau să creeze o anumită atmosferă în care să nu punem accentul pe lipsă, dar să prețuim pe ceea ce avem. Și eu mi-am dat seama foarte bine că au fost probleme mari legate de bani atunci când deja eu am devenit persoană adultă și am venit în Chișinău să învăț. Pentru că atunci înțelegem foarte bine că prin care stres și în care situații dificile a trecut mama mea, pe exemplu, când încerca să îmi acopere anumite necesități. Și de atunci încercam, eu chiar din primul an de studii deja lucram. Chiar era o perioadă când învățam și lucram la 2 joburi. Pe atunci, prin tinereț, noi încă procuram cărți, facem xerox, încă nu era internet atât de dezvoltat. Da, ca să pot să-mi descarc, să zicem, pe un stick toată informația și să fiu liniștit acasă citind. Nu, noi stăteam cu sacii întregi de xerox, pentru asta trebuie bani. Și de ce noi lucram? Pot să fac o listă foarte mare de lucrări pe care am încercat să le fac. Chelner, paznic, deci lucrător de igienă, pedagog la diferite tabere, distribuiam plante, agent comercial, a foarte vastă lista. Am terminat școala,
care erau prietenii mele mai mari ca mine, se duceau la normă, în colhoz, că atunci era colhoz, și veneau și erau bucuroase că au trecut luna și au prins vreo doi bănuți. Și când a terminat școala și eu, n-am vrut să mă studiez mai departe, mă duc și eu cu dânsele, că ele spuneau că așa e de bine acolo. Și după vreo doi ani de zile, m-am dus și am studiat eu puțin la Soroca și la școala cooperativă. Am fost și am terminat școala cooperativă. De acolo ne trebuie să un oraș la lucru, eu n-am vrut, eu am vrut în sat, că se deschisese pe carne, cum era pe atunci, de copâni. Și eu de-am aveam studiile și m-am dus în sat acolo să lucrez aproape de părinți. Și am lucrat mulți ani acolo, lângă părinți. Era bine. Nu pot să mă jel, era bine. Pe vremea aceea era undeva, primeam până la 60-70 de rubli, era... Salariul atunci cel mai mare era 60 de ruble. Noi de la 60 în sus, prin mașini spalate, ne-a cumpărat aurica, televizor, că vroiem, știi, părinții pe atunci nu aveau nevoie de lucrurile astea, așa, nu erau de prima necesitate pentru dânșii. Lucrurile așa, mobilă, mă îmbrăcam puțin. N-avem pantaloni la școală, n-avem, toată lumea era îmbrăcat frumos. Dar eu cu singură un pereche de pantaloni tot anul. Țin minte odată, nu aveam încălțăminte primăvara. Și era, știți, când se dezgheață omătul, când e apă pe drum. Și tot aveam un pereche de încălțăminte când mă udam, totdeauna mă udam. Și spuneam lui mama mea, zic, m-am săturat să... și udă la pșoare. Dar eu zice, Viorica, avea curși mama mea, țin minte. Și zice, duminică te duci la piață, vinzi curșile, vinzi curcani și îți cumpărăm ceva din calțat. Ne-am dus noi atunci, am vândut. E tare s-o stăruit. Singur așa, greu cum era, e stăruit din și crede e că puteți să facă, că puteți să meargă înainte, e să stăruie. Am vândut noi atunci curșile și ele, țin minte, toate. Și ne-am dus la o tarabă acolo unde să vinde încălțăminte. Era o perechi de cezme așa nântuță. Da, mie mi-a plăcut așa de tare cezmele și ele. Când se le încalți, erau mici. Eu, de frică că n-a să ne le mai ieie și a să îmblu udă iar, am zis că ne zbune. Și așa deștele strânsă, așa am umblat cu cezmele și alea până s-o rupt. Că eu așa de mult eram sătulă, așa de tare eram sătulă să fiu udă la pșoare. Așa de... Cu toate că pantalonii care îi aveam erau o pereche de sportivi, cum să zic, care erau într-o parte așa scris Adidas. Eu aveam, țin minte, o pereche cei albaștri, dungă cu linii așa albi și cu roșu scris Adidas și închipuiți-vă cu cizmele și elea până la genunchi, eu parcă eram un soldat. Îmbrăcat, parcă eram un soldat. Eu îmi dădeam seama că nu stă frumos, dar eram bucuroasă că eu nu mă ud la picioare. Dar am fost un copil, știți cum? N-am șerut. Că știam că mama n-are. Am mă scuzat. Și... Mama, așa cum am spune, așa de mult țin minte, când tu umblai cu pantaloni și e tătanul împrejur, numai cu o pereche de pantaloni umblai la școală și erai fată mare, eram clasa 11-a și eu umblam numai îmbrăcat așa. Avem în minte numai un lucru. Eu cresc mare și eu n-a să mai trăiesc așa. Cred că momentul cel a fost atunci când nu aveam telefon profesional sau, nu știu, așa mai nou, cu model mai nou, pentru că am la școală, chiar și la gimnaziu. Băieții, fetele, mai ales părinții care lucrau psihotare, aveau telefoane mai performante, iar eu am luat până în clasa 12-a cu telefon cu butoane. Așa, mai simplu, deși îi spuneam bunicii că deja e timpul, gata, eu sunt mare, ajunge. Nu că noi nu avem bani pentru așa investiții serioase.
Până acum țin minte că tare, la un moment dat, nu știu până în ce clasă, dar cumpăram încălțăminte de la second. Pentru că erau cumva mai ieftine și cumva deja vedeai că de calitate, că mă rog, deja au fost purtate și sunt încă ok. Și eu vroiam un fel de încălțări, bunica vroia un pic mai ieftine, cu model așa mai simplu. Și pentru un moment atunci mi se părea că încălțările celelalte catare de bebești. Și spuneam la bunica, bunica, dar mie nu-mi placă, este vreo altele catare. Și bunica, până la sfârșit, mi-a cumpărat ce am vrut eu. Deși erau un pic mai scumpe și poate, nu știu, peste bugetul care a gândit ea că o să-mi cumpere. Am fost destul de bucuroasă că anume acele încălțări au fost în garderoba mea încă, nu știu, 2 ani undeva. Eu aș vrea măcar o dată să-mi cumpăr o pereche de Adidas care costă peste 50 de euro, dar la moment îmi dau seama că poți găsești și cu 800 de lei și cu 600 de lei încălțăminte de calitate, poate și de piele. La noi mereu în clasă era diferența asta de haine și cumva simțeam totuși diferența pentru că, spre exemplu, bunica mă îmbrăca mai simplu, cu un sarafan de la Piața Centrală sau de la Tiraspol, că e bazar, și cu un bantic de ăsta mare care mă vezi de la un kilometru și știe că asta merg eu. Dar oricum, pentru bunica, pentru familia mea și pentru oamenii care mă mai vedeau și nu știau toată situația din clasă, mereu îmi spuneau că sunt frumos îmbrăcată și, într-un fel, cum bunica iubește, să spun, inteligent. După ce am plecat la colegiu, deja diferența asta nu mai era pentru că erau copii de absolut de peste tot, din sate, din diferite regiuni a Moldovei și cumva deja nu mai simțea diferența asta pentru că deja toți eram într-o așa mai, cu mult mai prietenoși. M-am măritat de vreme, la 18 ani și jumătate, să zicem așa, m-am măritat. Eu îmi dădeam seama că sunt prea tânără, dar ca când se scăp eu o leacă de casa mea, ca când să mă duc în altă casă. Am născut o fetiță peste 3 ani. Da, s-o îmbunătăță ceva, că zicem că avem haine și îmi lipsă tare mult acasă, aici o leacă mai multe le aveam. Fetița nu împlinise încă 2 ani, eu m-am hotărât să mă duc la Italia. Zic, da, eu mă duc tot pentru dânsa. Ca să nu crească cum am crescut eu. Dar să vă spun una, cât trăiem cu soțul, totdeauna parcă eram alungată din casă, el avea casă, un fel de scoateri de ochi. El avea casă și eu n-aveam. Și ești o sărăntoacă și ești o sărăntoacă. Și eu chestia asta n-am putut să o suport, pentru că eu am mâini amșoare, eu sunt tânără și eu în mintea mea avem că eu trebuie să muncesc și eu trebuie să-mi fac. Nu trebuie să aștept eu la cineva și să mă înjosească și să mă... Nu. Când am deschis afacerea, a mai fost o etapă destul de complicată în viața noastră, pentru că noi banii îi investeam în afacere, iar noi nu aveam, de fapt, bani să trăim, hai să zic așa. Respectiv, mergeam cu soțul în parc și vrem cafea, dar noi nu aveam bani de acea cafea. Deci chiar era o perioadă grea în care noi trebuia să dăm toți banii pentru facere, dar nu ne rămânea nouă pentru trai. Și a fost un moment în care soțul de la Key Account Manager a trebuit să meargă în taxi ca să avem lichidități și bani pentru cheltuială. Eu cred că cel a fost un moment greu și în care am înțeles ce om valoros am alături. Când lucram în sat, la picarne, tot eram activă. O lună, ori două luni de zile am umblat la Comitetul Comsomolului din Raion până am văzut o foaie turistică pe vremea aceea, în anii 76, vreau să spun. Până am văzut o foaie turistică la România. Când am ajuns la hotare, în mai mult de 30 de rubli, nici nu dă de voie să... Ori 30, ori 60 de rubli. Să lăsăm tot aurul în el, cercei tot la hotare. Aici am cumpărat de România. Rochii. Pe atunci
La noi era un deficit mare de material. Trebuie să ai bun prieten undeva la o bază de asta care aduce material, să ai o bucată de material. Dar ea ca în România, când m-am dus, când am intrat în magazinele lor și când am văzut toate culorile și rochii de care vrei, îmi fugeau ochii, dar bani nu erau. Când am cumpărat, mi le-au pus într-o sacoșă de asta cu toartă de celofan, cum se cheamă. Dar eu am spus că oare o să țină până afară, știi, sacoșa și măcar că vorbim tot moldovinește, dar doamna a cunoscut că nu suntem de acolo și îmi spune că o să țină, doamnă, o să țină, că nu sunt rusești. Noi cu dumneavoastră vorbim despre sărăcie, da? Și atunci, asta este un proces, asta este un fenomen care acoperă un număr foarte mare de persoane. Și atunci când vii dintr-un mediu în care, să zici, tu n-ai avut tare mari posibilități, tu primești anumite încercări ca ceva obișnuit. Eu îmi dau foarte bine seama că ar putea fi un stres destructiv pentru persoane care au avut un nivel de trai înalt și atunci, într-o situație critică, trebuie să înceapă de la zero. Iată cum acum, pe exemplu, unii din persoanele strămutate, dar refugiate din alte țări, să zicem, practic încep de la început. Iată, asta este un stres foarte major. Pe atunci eu am venit pentru mine de destul de modest. Și zicem, și pentru mine nu era atât de mare stresul respectiv. Altceva este că eu foarte bine îmi dădeam seama că unii colegi de-a mei își petreceau timpul liber pentru a studia, pentru a investi în viitorul acestei profesii. Și eu pe atunci mi-am dat foarte bine seama că eu trebuie să fiu atent cu anumite responsabilități pe care o să mi le iau atunci când o să primesc această diplomă în mână. Pentru că nu erau la nivel cu acele persoane care aveau timp suficient, pe exemplu, să participe la diferite cursuri, să le procure, să meargă în diferite țări, să facă practică, să zicem, să beneficieze de anumite seminarii contraplată. Eu toate acestea nu le aveam. Și înțelegem foarte bine că nu mă pot compara, să zicem, da? Dar, în schimb, am o practică de viață care, acum, la moment, îmi ajută, pentru că eu mi-am ales conștient domeniul social. Plecat eu la Italia, cam greu am ajuns, tare greu am ajuns, pe timpurile și alea, eram și optimistă, curajoasă, pentru că știam probleme de urmă care le-am lăsat, pe mine asta mă fășesc și eu mai curajoasă, mai să nu mă gândesc la nimic de rău. M-am dus cu un scop, să schimb viața și așa și-am făcut. Eu nu mă ducem să cheltui bani, eu strângem bani la bani. Nu mă ducem să mănânc o înghețată. Eu stăteam și mă gândeam, zic, eu am greșit că nu ne-am cumpărat o înghețată. Eu mergeam și sâmbata și duminica, ieșeam de la un post de muncă care îl făceam tot săptămâna, repede luam autobus, mergem la altul. Primul lucru, ne-a găsit prietena mea, printr-o altcineva, un lucru într-un sat, la vârful muntelui, în munte. Stăpâna la casă era rusoaică, de origine rusă, dar el era italian, bărbatul era italian, aveau împreună două fetiți. Vreau să vă spun așa, am fost tratat foarte rău în casă și ea. Eu așa de obosită eram și toată ziua și toată ziua lucram. Era ora 11 și noaptea într-o seară, eu cu ligheanul, cu rufii din mașina de spălat, ridicam scările la doilea etaj, chiar era casă cu doilea etaj, și nu mai puteam să mai merg. Și zic, hai cenușăreasa, hai că-i spoți, ai vrut la Italia. Așa am suferit două luni acolo. Doamne, maltratată de una care a făcut lucruri ca mine. Dacă într-o bună zi eu rămân pe zero și nu mai am niciun leu, eu o să renasc, pentru că am mai făcut asta de multe ori. Nu este greu să faci bani. Banii, în genere, sunt o consecință, adică un rezultat. Tu ai dat munca ta și ai primit banii. În general, să faci bani nu e greu. Și eu vorbesc nu din perspectiva Danielei, care a ajuns undeva, dar în contextul social moldovenesc chiar. Intrați pe orice site în care sunt joburi, acolo posturi vacante sunt foarte multe. Respectiv, dacă chiar nu o să pot să fiu antreprenor, eu pot să mă angajez. Deci, e destul de simplu astăzi să fii angajat și să acumulezi bani.
Noi chiar avem o insuficiență de angajați la moment și acum oamenii te pot angaja și fără diplomă. Da? Deci nu e o problemă. Studiile superioare, dacă nu vorbim de medicină, dacă nu vorbim de jurisprudență, de aceea sunt studiile de scurtă durată, de exemplu contabil sau human resources, ai putea să te califici. În al doilea rând, poți crește în carieră. Da? Deci tu poți să te angajezi astăzi chelner și să dai din coate și să ajungi manager vânzări sau manager de restaurant. Și sunt cazuri care oamenii nu au diplome, dar ei sunt acolo. La nu era atât dificil. La nu era atât dificil, nu puteai să... Un lucru mai frumos, ori ceva, îl vedeai numai la cei care lucrau în magazine, la bază, de atât vrei eu ceva frumos, de să ce ochi, mai ales când ești tânăr. Am venit la Chișinău, m-am aranjat la o grădiniță, de copii, pentru că nu avem înscriere în oraș și nu puteai face, pe atunci era un deficit. Cum era? Era greu să-ți faci o înscriere în oraș. Noi, de la țară. Numai la grădiniță primeau fără înscriere. El lucra șofer și m-am aranjat la o grădiniță. 45 de rubli, primul am început, am primit, da? Atunci era 45 de rubli, te descurcai, mai plăteam chiria, dar nu era scumpă chiria, era puțin, știe, atunci chiria. Și sărăcie poate fi abordată individual. Pentru cineva, sărăcia asta este, de exemplu, lipsa unei bucate de pâine, apă pe masă, pentru altul, de exemplu, că iată, astăzi nu am internet, să zicem, sau nu-mi pot cumpăra o haină care o are vecinul meu. E foarte diferit. Și cum am mai spus eu, și important să fim foarte responsabili atunci când vorbim despre sărăcie, pentru cei care ne aud, mai ales cresc și se educă cu percepția că eu trăiesc într-o țară săracă, toți pe lângă mine sunt săraci, păi asta eu o să cresc cu așa o percepere și atunci când o să vin și eu adult, eu o să fiu absolut convins că așa este. Pentru că toți vorbesc despre asta. Acum eu trăiesc separat de bunica, trăiesc la cămin. Toate cheltuielile mele sunt pe cont propriu. Lucrez la compania Tele Radio Moldova ca instrumentist și la moment salariul pe care îl am este de ajuns, fiind student și lucrând jumătate de zi. Primii bani, prima lună, am primit 600 de euro. Țin minte, m-am dus, de acum seara era, i-am înjurat pe pat, erau de 50, i-am înjurat pe pat. Tătine și mă uitam la banii și banii ăștia sunt mei. Eu i-am lucrat banii ăștia, eu. Și zic, uite, cu cât greu eu am făcut, cât o trebuit eu să, ca să trec, ca să câștig banii ăștia. Erau mulți bani, că la Moldova nu câștigau ei atâția bani. I-am trimis acasă. Perioada când eu nu aveam act și nu puteam să vin în țară, să-mi văd fata, numai un gând era, zic, principalul că e sănătoasă și eu odată o să o văd. Numai asta, e ca eu cu vorba asta mă alinam. Eu odată o să o văd pe dânsa, dar principalul că e sănătoasă. Nu știu dacă toate mamele așa salinau, dar e că eu am anume așa. Și poate nici nu plângeam. Nu plângeam pentru că n-avea rost. Pentru ce să plângi? Eu trebuie să lucrez până în ziua când eu a să mă duc. După ce primit actele, e revenit în Moldova? Doamne, deodată. Avem bani strânși, mulți avem bani de un apartament. S-o primit că am luat și apartament. Eu știind că eram fugărit totdeauna, că asta e casa mea, asta e casa mea, eu în primul rând am zis, casă îmi cumpăr. Sincer, eu sunt fericită pentru că am acoperiș deasupra capului, am unde mântaș de fiecare dată și unde dormi în ușor cald, am unde mânca, am ce mânca și unicul minus e că nu e meu. Dacă ar fi fost a meu și știam că anume asta e proprietatea mea, deci acum simțeam cum poate un pic mai altfel. În perioadele în care nu aveam bani, atunci când investeam în proactive, nu m-a afectat
foarte tare, adică nu am fost în depresie, dar am avut o stare destul de încordată și atunci mi-era greu să-mi imaginez cum să ies, pentru că noi deja acumulasem ceva datorii, bani nu aveam, respectiv trebuia să, deci creditul cel puțin pe mașină să-l dăm, și respectiv eu am făcut un Excel, un buget în care eu am scris acolo, tac, noi avem aceste datorii, avem aceste cheltuieli în fiecare lună și venituri trebuie înseamnă că să le planificăm ca să acoperim datoriile și cheltuielile. Și iată, eu atunci am făcut metoda inversă de planificare a veniturilor. Respectiv a fost atât de greu încât eu a trebuit un instrument în nas să văd cum eu să ies din această situație. Dar mai întâi, da, a fost greu. Bine, eu și deja mai citisem cărți de educație financiară, dar am făcut un tabel simplu de buget. Și acolo jos noi scriem scopurile noastre. Vreau laptop, vreau iPhone, casă, așa, în cicișor, visam, dar nu era realizabil la momentul acela. Și noi deja pe urmă scriam tot ce cheltuim, tot ce încasăm în acel tabel. Și așa am reușit cumva să ne aducem situația noastră financiară vizibilă și pentru noi clară și transparentă și apoi să majorăm veniturile. Înainte de 2000 undeva, când nu s-au pierdut lucru, banii economisiți sunt mulți să nu i-au văzut, pentru că băncile nu dădeau. Băncile au dat atunci acolo câte 200-300 de rubli și gata, nu dădeau băncile, nu mai dat băncile. Pe urmă au dispărut sub băncile cu tătul. Atunci au fost mai aia asta. Pe urmă am plecat la lucru când așa, dar nici nu m-am așteptat, adres, vă spun, așa pe mine prins de veste și de atâta n-am simțit nevoia. Pentru anii cei primii era foarte greu pe hotare. Când am ajuns acolo, de am văzut unde a nimerit, dar am mers înainte. Cum a fost în Italia? Am nimerit la cunoscuți deodată care erau acolo, mai tineri, care s-au dus, deci tineretul. Și am nimerit la dânsii, m-au ajutat să învăț limba, cât am cătat de lucru, pe vremea aceea de lucru îți găsă mai greu, nu ca acum. Că nu erau puțin moldoveni, erau în anii 2000. A stat aproape 10 ani, dar m-am dus, am venit, n-am stat permanent. Cu banii din Italia ce ați făcut? Eu am terminat casa de construit. Am construit casa. Când nu am bani, eu mă duc pe la bunica. Știu că e de fiecare dată să-mi dea acolo un kilogram de cartofi, ceapă, ceva. De fiecare dată spun, oi, eu ieri am fost la piață, dar eu să-ți dau ceva produs în carne sau aceleași pelumene, pește sau nu știu. De fiecare dată eu știu că și sigură că ea o să mă ajute pe mine cu ceva în caz că n-o să am posibilitate să mă ajut singur pe mine. Eu pe lună am în jur la 5.000 de lei, plus minus, mai apar uneori niște cântări cu, mă rog, achitate. Cât să fie fost suficient ca să acoperi cu brio toate cheltuielile lunare? Cred că m-ar face fericită în jur la poate vreo 10.000 de lei la moment. Banii întotdeauna îi lipsesc. Niciodată nu sunt în plus. Dacă ai cerință mare, și banii trebuie mai mari și ceva. Dacă n-ai cerințele mai mici, te limitezi la ceea ce ai, mergi înainte. Îți de acord că se miști pensiile, dar la cine se miști? Se miști la oameni care au lucrat în colhoz. Da, spun la 2000, la sate, oameni primesc 2000, au lucrat greu în colhoz, ei au ieșit cu pensii mici. Cum îți descurcă pensionare? Scutiesc, da. Dar strâng capică cu capică, pentru că ei s-o cot în primul rând să aibă lemne de iarnă, să aibă și plătit lumina, aia asta, gazul, pentru dânșii. Și medicamentele azi scumpe tare, la cei de la pensionari sărași, mai mult cu medicamente trăiesc astăzi, speranța lor e să ajungă mai înainte cu medicamentele. Eu cred că noi ne luăm în mâini atunci când avem o criză. Și mie foarte tare îmi plac crizele, apropo. Și eu mi le creez singur, acum sunt într-o altă criză, special mi-am creat-o. Noi, în vremuri liniștite, suntem nu prea productivi. Noi nu suntem motivați. O, super, merge foarte bine, deci totul este bine. Cu 10.000 de lei înseamnă că doar 5.000 o să dau acolo și încă 4.000 o să le cheltui și 1.000 o să strâng. Dar noi nu evoluăm, noi nu progresăm.
Noi nu cumpărăm casă, noi nu cumpărăm mașină, nu ne ducem în călătorii. Dar când îți asumi provocări financiare, chiar, atunci tu o să dai din coace două ori mai mult. Când s-a deschis loteria, când loteria are acum câțiva ani, 5 ani, eu am început să joc și la loterie la Moldova. Strângem bilet cu bilet. Bilet cu bilet, eu le strângem așa într-o cutie să văd eu cât să cheltui. M-am dus la distribuitorul ăsta de benzină și spun, dă-mi, te rog, niște bilete, dar te rog frumos, nu-i spui lui fratele meu, să nu-i spui deloc, eu am cumpărat așa de multe bilete ca să mă lucrasc. Eu când cumpăram, vrem să nu mă vadă nimeni, că parcă nu era și rușine, dar și lumea așa zic, eu te asta cheltui bani pe bilete. Mă duc acasă și ceva răsăie și facem așa cu bănuț. După 7 bilete rasă, a 8-lea, să zicem așa, 8-lea, 9-lea, era aici cu 4 milioane. Ei, când am văzut mai bine, Doamne, știți, în momentul și ăla, parcă și durere, da, bucurie, îți vine în cap tot ce-ai trecut tu. Doamne, când am început să plâng. Eu scrip de datorie, eu scrip de credit, eu fac tot ce-mi trebuie, eu îmi cumpăr mașină. Doamne, sărăcia se muștenește, tu poți să te naști sărac, dar depinde de tine dacă mori sărac, eu așa aș spune. Și o să vă dau pilda a doi frați care sunt întrebați ambii de ce au ajuns unde au ajuns. Unul era în închisoare, s-a dus și l-a întrebat, păi de ce ai ajuns în închisoare? Și el spune, pentru că tata a fost alcoolic, ce am văzut, aceea am făcut și eu. Și al doilea frate era bogat, era om de succes și a întrebat, de ce ai ajuns unde ai ajuns? Și a spus, pentru că tata a fost alcoolic, eu nu vreau să fiu la fel. Deci de noi depinde unde ajungem și de decizia noastră. De obicei, suntem motivați de lipsuri, mai mult decât de dorință. Adică pe noi lipsurile ne duc înainte. Și atunci când omul simte lipsă, când ai real nevoie de bani, tu să lucrezi dublu mai mult sau o să cauți soluții mai ingenioase, mai creative, o să te apuci de orice ca tu să nu fii sărac. Am moștenit o tradiție de la bunica să nu împrumut, să mă strădui de fiecare dată să nu am datorii și dacă am posibilitate să pun niște bani deoparte. Deci asta mi se dă câteodată foarte greu, recunosc, dar totuși mă strădui să mai pun așa la ciorap din când în când. Și acum am făcut un pas foarte important în viața mea. Mi-am cumpărat pușculițe care nu se desfașe. Și știu că dacă acolo am pus 20 sau vreo 50 de lei, știu că de acolo nu mai ies. Sărăcie se moștenește? Da. Cred că da. Da? Da, pentru că cum v-am mai spus eu, deci tot depinde cum interpretăm noi realitatea cu care ne confruntăm. Pentru că dacă vorbim despre un fenomen și vorbim despre sărăcie din punct de vedere psihologic, deci eu cred că nu o să fiu cumva aici, nu o să deschid ceva nou când vorbesc despre faptul că asta este un mod de a gândi. Da? Anume, punând accentul pe ceva negativ, pe lipsă, pe situații, pe anumite circumstanțe, urma cărora eu conștientizez foarte bine că eu nu am și cumva nici nu am forță pentru a depune un efort. N-am o perspectivă. Mă gândesc că nici nu este real să am. Cam în linie generală despre asta este. Și atunci când eu, având o astfel de percepere despre sine, despre rolul meu în tot ce se întâmplă, despre viitor, și mi-asum responsabilitatea și cresc alături un copil, e care îmi dau acest model de percepere negativă a realității, atunci copilul, deci neavând altă sursă, el înțelege și cumva preia acest model. Și cu mult mai mare șansă că, având în viitor anumite situații dificile, ar putea să repete modelele mele, în care eu, pe exemplu, n-am putut face față la anumite lucruri. Eu nu mă simt săracă, dar deși am momente în care mă pun la colțun
Și îmi dau seama că ar trebui în unele momente să mai economisesc puțin și să, nu știu, că totuși mai sunt priorități. Nu pot să-mi permit chiar tot ce vreau eu. Eu acum organizez banii în felul următor. Pun bani deoparte pentru mâncare, pentru că este strict necesar. Deja igienă și haine. În ultimul timp, haine deja înțeleg că e full garderoba și ajunge. Și acum e pe uneori și ieșirile cu prietenii deja în oraș. Dar asta e deja atunci când îmi dau seama că banii sunt plus și pot să-mi permit. Cred că eu încep să-mi permit să ies cu prieteni în oraș atunci când simt că am vreo 500 de lei în plus și îmi dau seama că evenimentele luna asta nu mai am, cadouri la nimeni nu trebuie să cumpăr, tot normal, pot să ies. Mai ales că am prieteni care, hai Catea să ieșim o dată, hai, și zic că nu pot acum să-mi permit. Și zic că dar hai, măcar să ieșim, măcar, nu știu, să bem o cafea, ceva, zic că nu acum. Am alte priorități. Sărăcia, dacă ar putea fi o rușine? Desigur că nu, părerea mea. Pentru că nu poate nici că cum fi o rușine. O situație în care eu m-am pomenit și uneori nu este alegerea mea. Eu nu știu o persoană care ar vrea să aleagă sau alege conștiință fie sărac. Dacă ne întoarcem la experiența buneilor noștri, dacă și comparăm cu nivelul de trai pe care noi îl avem acum, nici nu se compară. Deci au trăit absolut alte situații. Le putem numi săraci? Alții ar spune că da, pentru că n-au avut nimic ca ceea ce am eu acum. Dar dacă le întrebăm noi pe ei, dacă ei se considerau pe atunci săraci, categoric nu, pentru că munceau, aveau un venit și trăiau ca oamenii. Altceva este că poate că atunci când eu mă aflu într-o comunitate în care mai mulți oameni au anumite probleme cu care le-am și eu, și eu nu sunt supus anumitului stres cumva din exterior, dar în momentul în care eu trăiesc într-o situație de vulnerabilitate, în momentul în care mare majoritatea oamenilor nu au astfel de situații, e mare riscul că eu o să încep să gândesc negativ și să încep să caut exemple la fel de triste sau, pe exemplu, să nimeresc în anumite situații asociate cu stări depresive. Mie mi-erau și mereu să cer de la bunica bani și eu nu ceram de la bunica niciodată bani. Știam că ea nu o să-mi refuză, dar știam că ea prea mult face și cumva nu știu. Eu mă duceam la taică-miu și spuneam, tată, te rog acolo, nu știu, 100 de lei sau spuneam de cât am nevoie și el deja îmi dădea, dar de la bunica, bunelul mai ales, mi-era rușine pentru că ei investeau absolut tot în mine și eu încă, hai bunica, mai dă-mi că mai vreau. Toți vrem să fim bogați. Asta trebuie să știm. Noi toți vrem să trăim mai bine, dar nu toți vom face acțiuni. Hai și haideți să recunoaștem cineva din lene, cineva din necunoaștere, cineva din rușine. Da? Dacă noi am avut o copilărie mai grea și eu inclusiv. Deci eu mi-amintesc în clasa 8-a, foarte tare vroiam să merg la școala muzicală și pentru părinți ar fi fost o povară financiară să mă dea la muzică, dar mătușa mea mi-a spus, hai, măcar hai la examen, că dacă o să mergi tu și verișorul tău o să meargă și măcar pe dânsul să-l primească. Și eu m-am dus așa, cumva de cârdă, să mă duc la școala muzicală și am venit acasă și, deci nu toți au dat examenul, dar eu am susținut examenul de intrare. Dar pe drum am uitat deja că am intrat, pentru că eu nu vreau să-i spun mamei că am intrat la școală, pentru că știam că nu are bani de școală muzicală, că îl trebuia în fiecare lună să plătească 75 de lei, plus de 3 ori în săptămână să merg la unghieni, asta însemna cheltuieli. Și am venit acasă, nu știu ce am mai făcut, și pe urmă mama mea întreabă, păi ce ai făcut, ai dat examenul? Da, l-am dat. Și vrei să mergi? Da, eu. Da, vreau să merg, dar noi doar nu aveam bani. Și ea a fost și achitat 5 ani pentru mine pe anul. Și eu mergeam la școală și mă gândeam cât de
nepotrivit am făcut, pentru că am pus această povară pe umerii părinților, că ei trebuie să achete peste 100 de lei pentru mine. De exemplu, fratele meu nu mergea și mie mi-era rușine că, de exemplu, ei s-au cheltuit doar cu mine și pentru mine asta a fost un fel de vinovăție, dacă vreți să vă spun așa. Și eu am simțit aceste momente de lipsuri de bani sau de vinovăție, că mie mi s-a oferit, că mie îmi dădeau și chiar în facultate, când îmi dădeau bani pe săptămână, eu știam că mama nu mi-i dădea dintr-un sac mare de bani. Poate îmi dădea din ultimii ei bani, nu știu. Chiar dacă mama este foarte economicoasă și totdeauna pune bani deoparte, dar eu îmi dau seama că era o povară. De ce ea... Noi vedem aceste lucruri și toți tinerii asta văd, dar de motivația lui, dacă vrea să fie, să iasă, iată, din sărăcie, el va ieși, pentru că modalități sunt de a ieși. Poți pur și simplu să duci să lucrezi. Foarte plăcut să câștigi. Foarte, foarte plăcut. Îți schimbă tot. Că trebuie să treci ca să simți. Țin minte la o săptămână de la câștig, că eu câștigasem mai înainte, dar nimeni nu știe, până nu a apărut în presă. După ce a apărut în presă, eu m-am îmbolnăvit. Am stat în pat, răcită, nu, că, cu influență. Și zic, oi, sunt liniștit, chiar dacă cu influență, sunt liniștit, că n-am datorii. Ca să înțelegi starea la un om care n-are datorii, care n-are bătaie de cap, gata, eu nu mai am. Poate din generația mie le vine mai greu. Dar ești tineri, poate dintre și sunt, dar lor le s-au deschis multe drumuri. Și noi atunci n-am avut drumurile astea, noi am fost ținuți ca într-o cletcă, să sigur cum se spun. Noi nu cunoștem multe lucruri, noi n-auzăm de multe lucruri, nu le vedem multe lucruri. Și lumea s-a învățat așa ea. Azi când le vedem, vor și ei ca așa și ei lanți. Dar eu cum spun de tineretul azi? Tineretul azi e lenos. Trebuie să vă spun că ascultând televizorul și mai este un lucrător social spune că a treilea, ora a patrulea, nici nu vrea să învețe, să studieze nu vrea, nici să lucreze nu vrea, nu vor nimic. Nu știu, deci cum să-i spun lucrul, e greu, dacă el nu vrea nimic să facă. Eu nu văd la greutate nimic, scuzați-mă. Azi sunt multe drumuri deschise, care vrea să lucreze, lucrează, poate să-și procure și o mașină și un apartament, numai să lucreze. Are libertate peste tot. În cazul oamenilor care au așa mai mulți bani, au și alt nivel de oameni lângă ei și din cauza asta cumva le este mai ușor să se meargă mai sus și mai sus. În cazul nostru, oamenilor așa care un pic mai jos suntem decât acești oameni, nouă ne este mai greu. Mai greu pentru că noi nu avem oamenii cei care să ne poată să ne tragă. Noi ne motivăm unul pe altul și doar că așa mergem înainte. În momentul în care eu, din cauza sărăciei, nu am putut să ajut părinții sau frații care erau mai mici, sau, de exemplu, am avut un potențial și din cauza sărăciei nu am putut să mi-l dezvolt. Iată, asta este anumite sentimente legate de vinovăție care ar putea să ne cauzeze mie un disconfort destul de mare, chiar fiind deja bine din punct de vedere economic. Pentru că lucrurile nu le pot să întoarce înapoi. Și deja, de exemplu, mama nu mai este, să zicem, frații au crescut, poate că deja nu mai sunt valabile cele idei pe care am vrut să le dezvolt cândva. Și cumva eu mă întorc la ideea că poate că dacă n-ar fi fost acea sărăcie care am trăit-o eu, ar putea fi lucrurile altfel. E că eu vă spun un anumit model de a gândi atunci când eu sufăr din cauza sărăciei, care deja nu mai este în viața mea, dar care cândva a fost. Dorință trebuie să fie la toate cele. Orice lucru, dacă dorești, îl înveți. Eu la 50 de ani, în Italia, în timp de 2 săptămâni zile, eu am învățat limba italiană.
pentru că ei ne trebuie. Ei trebuie să comunic. Eu am învățat limba italiană și să declin încă substantivul și predicatul de la tinerie. Deci am învățat tot. Să vorbesc corect am vrut încă cu dânșii, cu italienii. M-am dus, trebuie oamenii să-i stimezi, trebuie să înveți cele. Dorință să ai tot faci. Azi îmi pare rău că memoria nu îmi permite să învăț și azi multe lucruri. Că le mai uite tot. Dar dacă este dorință, tot și ele faci.